Vorbind despre durerea în piept, trebuie spus că acest simptom este unul cardinal în patologia medicală de urgență și este un simptom cu care ne confruntăm extrem de des atât în camerele de gardă, cât și în serviciile de ambulanță. Este un simptom uneori de gravitate maximă, este de multe ori martorul unor patologii medicale de urgență extrem de severe, cum ar fi infarctul miocardic, disecția de aortă, tromboembolismul pulmonar, boli care pot afecta în mod decisiv sănătatea și viața pacienților. Trebuie ca oamenii să știe că durerea toracică anterioară, cu caracter de constricție, cu caracter de presiune, cu iradiere către umăr și membrele superioare, este un tip de durere toracică alarmantă. Dacă ea este însoțită de transpirații, dacă ea este însoțită de greață, vărsături, atunci alarma trebuie să fie cât mai repede dată, accesul în sistemul de urgență trebuie să fie cât mai rapid, pentru că există suspiciunea sau riscul unora din patologiile de care aminteam mai devreme. Că e vorba de infarctul miocardic, că e vorba de disecția de aortă, că e vorba de tromboembolismul pulmonar. De asemenea, sincopa, adică leșinul fără semne premonitorii, pierderea stării de conștiință poate fi precedată de o durere toracică și atunci, de asemenea, este extrem de important ca accesul în sistemul de urgență să fie unul cât mai rapid. Primii pași în punerea unui diagnostic de patologie severă toracică, anunțat de o durere toracică cu caracterele celor menționate mai devreme, se pot face chiar la fața locului, adică acolo unde serviciul de urgență accesează pacientul, că se întâmplă acasă, că se întâmplă pe stradă sau oriunde altundeva, pentru că un echipaj de ambulanță cu competență ridicată poate efectua o electrocardiogramă, poate efectua monitorizarea funcțiilor vitale și din aceste măsurători se poate cel puțin suspiciona, dacă nu chiar confirma, unul dintre diagnosticele severe și acest lucru poate determina acțiunea de urgență a echipajului de urgență respectiv, plus accesul cât mai rapid într-o unitate sanitară cu facilități de tratament de urgență a acestor tipuri de afecțiuni. Dacă e să ne referim la infarctul miocardic, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede într-o unitate sanitară cu facilitatea de intervenție invazivă cardiologică pentru dezobstrucția arterelor coronare. Dacă discutăm despre disecția de aortă, despre care am vorbit și mai devreme, este extrem de important ca pacientul să ajungă cât mai repede într-un serviciu cu facilități cardiologice invazive și cardiochirurgicale adecvate pentru monitorizarea, stabilizarea și rezolvarea chirurgicală a problemei pacientului. Dacă vorbim de tromboembolismul pulmonar, de asemenea e important ca pacientul să ajungă într-o secție de terapie intensivă cardiacă. Toate aceste lucruri ne spun că durerea în piept, durerea toracică este un simptom deloc de neglijat, este un simptom care trebuie să ne atragă atenția asupra faptului că sănătatea noastră poate fi sever afectată și că o intervenție de urgență poate determina decisiv prognosticul și viața noastră ulterioară.